Salina rămâne cel mai la îndemână mod de tratare a diverselor afecțiuni respiratorii sau cele din sfera ORLN. De asemenea, cu ajutorul terapiei în salină este stimulată imunitatea. În România, de notorietate, sunt salinele de la Slănic, Prahova, Pride sau Turda. Dacă însă nu ai timp să ajungi la ele, noi îți propunem o alternativă unde poți să profiți de aceleași efecte benefice și anume salina de oraș. Salina în care ne aflăm a fost concepută special pentru craioveni, pentru a îmbina utilul cu plăcutul. În cadrul salinei se pot trata anumite afecțiuni, diversele tipuri de astm, diversele categorii de bronșite, sinuzita, rinite alergice, diversele tipuri de alergii. Totodată, în cadrul salinei se poate trata și banalul sfărăit. Clienții beneficiază de mici facilități în ora petrecută în cadrul ședințelor de salinoterapie, cum ar fi urmărirea emisiunilor preferate de la televizor, o conexiune Wi-Fi la internet, presa cotidiană la zi. A fost concepută și ca un model de întreținere corporală. Într-un spațiu rupt parcă din povești, la salină, într-o cameră placată cu bulgări de sare, indiferent de vârstă, în timp ce răsfoiești o revistă, citești o carte sau navighezi pe internet, îți tratezi și astmul, bronșita cronică, pneumonia, răcelile sezoniere, alergiile, afecțiunile dermatologice, depresia sau oboseala cronică. Totul cu ajutorul microparticulelor de sare. Principiul de funcționare este relativ simplu. Sunt 20 de tone de sare, aduse special pentru că vin de la Salina Pride. Este dispusă în niște șpalieri de lemn, iar în spatele șpalierilor de lemn avem o alveolă de 20 cm de aer. De afară, prin intermediul unor ventilatoare de mare putere, se preia din curtea cu vegetație abundentă aerul curat. Aerul curat intră în alveola de aer și pătrunde prin lemn, trecând astfel pe lângă pietricerele astea de sare. Totodată există două ventilatoare care au rolul de a exhausta aerul viciat din incintă. Ciclul ăsta continuu ducând la creșterea concentrației de aerosol, ajungând la o valoare de circa 30 de miligrame pe metru cub. Salina reprezintă și un bun loc de joacă pentru copii. Ei au la dispoziție trambuline elastice, jocuri video, jocuri educaționale sau desene animate într-un spațiu special amenajat, toate menite să facă salinoterapia cât mai plăcută. Pentru copii am conceput o încăpere specială de 20 de metri pătrați, dotată cu tot felul de jucării, accesorii, căsuță, un topogan, televizor care este numai pe desene animate. Adică și pentru ei ora de salinoterapie să treacă neobservat. Datorită ambientului deosebit, culorilor și muzicii alese, minutele de tratament devin momente de relaxare și evadare din cotidian, scopul salinei fiind nu doar tratarea, ci și confortul celor care îi trec pragul, fie ei dintre cei mici sau dintre cei mari. Este o idee minunată, ținând cont de faptul că aici venim să ne simțim bine, copiii se pot juca și în același timp ce este și cel mai important, să fie sănătoși. Și părinții și bunicii, aici putem veni, socializăm și ne simțim foarte bine. Copiii sunt încântați atunci când își fac noi prieteni și să nu uităm că ce este cel mai important, venim să fim sănătoși aici. Am venit la salină. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut topoganul. Te-ai distrat? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Bananele. Te-ai distrat? Da. O să mai vii? Da. Mi-a plăcut cel mai mult să mă șec la sare.